Îl invit acum în fața domniilor voastre pe un om care înțelege Valea Jiului mai bine decât o înțelegem mulți dintre noi. Maestrul Dan Puric. Îndurerate familii, stimate oficialități, preacucernici părinți, dragi mineri, dragi creștini, sunt aici, din acel simplu reflex creștin, de a împărtăși cu dumneavoastră suferința. Un creștin adevărat nu își lasă fratele singur. O suferință împărtășită este parcă mai ușoară. Există un întuneric al zilei în care nu ne vedem decât pe noi. Și există o lumină a suferinței, o lumină a durerii în care ne vedem între noi. Moartea este un lucru pe care țăranul român îl consideră firesc. De aceea la țară el are coșciugul în curte și o așteaptă cu înțelepciunea și cu dragostea lui Cristină față de Dumnezeu. Dar, bunii mei prieteni, există morți năpraznice. Există morți nedrepte. Există morți duble. V-ați gândit vreodată că privilegiul nostru, celor de la suprafață, atunci când murim, mai vedem odată cerul? V-ați gândit vreodată că noi, cei de la suprafață, murind, biserica ne mângâie dându-ne o împărtășanie? Cum au murit ei de desubt, fără de cer, împărtășindu-se din măruntaiele pământului? Cum au murit ei, cei care au trebuit să fie îngropați de două ori, odată în adânc, apoi scoși la suprafață și îngropați din nou în pământ? Mă gândeam tulburat de faptul că viața minerului, munca lui de zi cu zi, este o recapitulare zilnică a morții. Intri în mină ca în viață și nu știi când ieși. Nu respectăm destul această muncă care în ea are un trecut și un prezent martiric. Este o tragedie dublă, bunii mei prieteni. Cei care au murit în adânc, tragedia a fost o clipă. Este ca un seism. V-ați gândit oare unda de șoc care ieșit la suprafață? Acea moarte cumplită care a distrus așteptarea copilului care și-a așteptat tatăl, așteptarea soției care își aștepta soțul și mai ales așteptarea părinților care își așteptau copiii. Seismul acestui cutremur ieșit la suprafață n-a dărâmat blocuri, n-a dărâmat clădiri, a dărâmat sufletele unor copii, sufletele unor soții, sufletele unor mame și unor tați. Se spune că atunci când a venit împăratul Traian, aici și zona aceasta minunată și sfântă și dacică, primul lucru care l-a făcut, a adus mineri și a adus la Roșia Montana, ad metala, la metal. Erau toți sclavi creștini, cu mâinile legate, cu lanțul, cât să lovească și să scoată aurul. Mureau de vreme, dar au găsit pe peretele minei scris atât liber Nica, liberi și învingători. În catacomba aceasta vie, în care minerii coboară, ar trebui să respectăm, căci atunci când avem căldură în casele noastre, este cu prețul vieților. Și aș încheia spunându-vă că mineritul înseamnă în același timp independența țării. Energia înseamnă forța unei țări. Și să nu ajungem
în situația în care a ajuns poporul indian, când, bogat în sare, Imperiul Britanic îi vindea sarea, i-o lua și o revindea dublu. Atunci un om de înaltă conștiință, Mahatma Gandhi, a creat marșul sării. A luat-o pe jos, până la ocean, și sute de mii de indieni l-au urmat. A intrat în apă, a luat un bulgăre de sare și a spus: cu acest bulgăre voi distruge Imperiul Britanic. Cu această bucată de cărbune, noi trebuie să ne recâștigăm independența. Vă mulțumesc și încă o dată vă rog să primiți mărturisirea mea ca pe o mângâiere. Dumnezeu să-i odihnească.